poliția mâncava. Nu-i poliția. Poftiți, intrați înăuntru. Așteaptă. Așteaptă. Prima dată să dăm cezarului ce al... E tata Nelson Mondialu cezarului? Sigur că da. Păi oameni, în 1 martie, 8 martie, ziua femeii, ziua mamei. E drept? Da, 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 Nelson. E ziua prietenei, e ziua nevestei, e ziua amantelor. Amantit! La e ziua toată ziua. Lasă-ne ziua asta nouă, te rog frumos. Nu! De ce să le supărăm? Că și ele sunt femei. Alea toată ziua au ziua lor. Și ele au zambilă. Deci, domnilor, să ne înțelegem. Acești doi tineri studenți de la Alba Iulia care practică informatica la Banat, da, da, la Timișoara, m-au vizitat cu ocazia sărbătorilor de primăvară, ghiocei. E tata și, cum să zice, personalizat. Da, da. Pentru mine, nu, uită că scrie pentru Lobo. Oconașul meu! Oconaș! Vină mă aici și răspunde-mă că ai mâncat astăzi, mă. E disperat că l-am... Așa. Pentru Nelson mă... Da? Deci să citim. Îl luăm pe șeful de cameră, cel mai special și mai mare, nică văd pe fără ochelar, și mai mare, trebuie să-mi pui ochelarii, că aici cred că gurmand scrie, dar nu scrie gurmand, simbol, tot la mâncare îmi fuge capul. Al primăverii este cu dedicație pentru tata Nelson și reprezintă forța ardealului virtual pe YouTube, că avem ce mergi pe loc. Și avem și din aia cu bani mulți. Aici avem pentru Oconașa, roșu și albu se îmbină perfect pentru a contura iubirea și onoarea lui Nelson Liana. E bine cum am citit. Da, da, da. Are tata 8 clase. Plus 2, bineînțeles. Și aici aurul și valoarea inestimabilă sunt componentele broșei galbene realizate. Vă, ați observat că aici merge gura mai bine, citesc bine, când e vorba de gold, de aur. Amaneturile, băi! pentru cea mai mare comoră a lui Mondialu, Lobo, abracia-mi. Vezi, mă, că și copiii știe că tu ești apri. Și copiii știe, mama, ia și tu, uite, ăsta e al tău. Sunt realizate integral de noi. Deci, wow! Ca și când ai terminat bacalaureatul. Asta ce semnifică? Perla. Perla. A, perla. Perla și aici, tie, tata șnurul. Uite, a, mărțișorului. Da, da, da. Wow. 5 persoane, ne-au ajutat și 2 fete. Uite ce... Da? Și fete lucrează în echipă. Da, da, da. Și acum... Și tata mă place să lucru cu fetele în echipă. Și acum... Ține-mă... Să-mi desfac și eu... Și mama, eu mi-o pun... Eu și amiral. Wow, ce tare! Așa de jete groasă am, că și mi-e frică ca să desfac ăsta acum, să nu înțelegeți, dar eu mi-l pun și mă duc pe stradă cu el. Deci astea sunt mărțișoare care le faceți voi, exact, și le valorificați, nu? Da, da, da. Da. Ne-am înființat o firmă de antreprenori în Timișoara, da? E un concurs. Suntem 7 echipe, noi suntem una dintre ele și... Încercăm fiecare să aibă ideile lui personale. Foarte frumos. Deci, mă băieți, eu vă mulțumesc pentru vizită, vă mulțumesc pentru atenție, mă urmăriți îndeoseb și special tot timpul. Clopoțelul activat. Așa, clopoțelul activat. Domnilor, încheiem transmisiunea pentru că stăm la o cafea, mai povestim una alta și, după cum știți, reprezentanța decide. Păi cine-i bossul? Păi cine-i bossul? Da. Și sunteți la studenție? Da, da, da. Anul doi, anul doi. Bun. Ma, faină surpriză, pune-le astea Liana, că astea le-am amintit. Și ăsta e modelul care le faceți voi, așa? Da, o parte din ele, am adus toată gama să vă arătăm, și facem și modele tip origami, o să le aduc imediat, să vedeți despre ce e vorba. Origami? Da, adică 100% din hârtie, carton, colorat și... Da, 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 pune-le acolo, înțelegi că astea când am 80 de ani le desfac și o să fac ca și un fel de album. Nu mai le desfaci, că tine la 80 de ani cu ăsta și... Ia să-mi fac și eu cafea. Sigur nu vă deranjăm. Nu mă prătine, mă. Nu mă deranjăm. Bun. Și unde? Le vindeți sau ce faceți cu ele? Nu, le vindem în Timișoara. Avem autorizație să vindem pe centru, în facultate. La cafea lungă mi-e făcut. Am uitat să-l dau. Dar mare parte cum asta facem. Așa, să ne învățăm cu vânzări, cu economia, ceva micuț. Hai, Nelson, dacă știi ce emoții am avut înainte să intrăm. Da? Da, nu știam, apăsam pe sonerie, nu știam să batem la ușă, să... A, soneria mi-am întrerupt-o, că... Eu ori am întrerupt orul s-o ars. S-o ars, cred că... Uite, cam asta sunt. Cam asta e în mare gama. Tot ce am produs noi, toate sunt făcute manual. Ne-au ajutat și fetele la detalii, că erau mai greu de făcut. Și cele de tip origami sunt astea. Astea sunt de hârtie. Sub diferite forme. Da. Cam astea sunt. Cu pietricică. Da. Sunt frumoase. Și ultimul model, cu trandafirii. Ia uite. Asta din ce? Trandafirii din ce? Trandafirul îi cumpărat ca materie primă, nu e realizat de noi acela. E cumpărat și atașat. E singurul care... Și unul roșu. Aș vrea să vă ofer acesta de 8 martie. Pentru că nu o să mai trecem prin Cluj și uite, bă. Vezi câte mărțișoare, trebuie să te botișorul. Zarea de mărțișoare în timpul liber. Da. În Ungaria, ți-o minte, tot așa a fost mărțișorul și Paștile. Da, și Paștile. Și la ăștia, la unguri de Paști, se face ca și cărți din ele, când scrii carte poștală. Cu chipul lui Iisusul, tot din astea, știi? De Paști. Și cumpără oamenii și trimite la alții. Deci ăia încă la noi gata, e virtuală, scrie pe Facebook un Paște luminat și s-a terminat. Înțelegi? Și ăla copiat. Ungurii s-ar cumva, cumpără din alea și trimite prin poștă. Da. Și au trecut și mărțișorul și Paștele. Atunci eram hoți de meserie. Înțelegi? Și într-o seară, cum mă plimbau așa, am găsit o dubă din aia papuc, deci dubiță, și am zis, ia să opresc mașina să arunc o geană, că prea au avut cartone în geamul, înțelegi, din spate, să nu se vadă ce-i înăuntru, tot am făcut acolo, poc, am văzut niște putii, i-am tăiat chederile jos, am scos geamul, înțelegi, și că n-am deschis-o ca să nu sune bâzul, alarma care are, înțelegi. Am deschis-o și eu n-am mai deschis cutiile, mă, omule, să mă uit, mă, și-am luat vreo 7 cutii din alea, așa, baxuri din alea. Le-am luat, am pus în mașină și tai-o, n-am zis, eu m-am gândit că-s țigări, înțelegi? N-am mai deschis cutiile, m-am gândit că-s țigări. Când am ajuns acasă, era plin de mărțișori și din ele, nu. Îți dai seama că n-am avut ce să fac cu ele. Am mers pe la vreo doi din ăștia care să le cumpăr, o zis, du-te, dă-mi pașcă și eu de-abia nici nu m-am scăpat de ele. Și apoi le-am lăsat acolo într-un loc, am zis, le-a găsit cineva. Înțelegi, mi-am riscat din libertate pentru... Să te ferească Dumnezeu, du-te, Liana, deschide. Bun, poliția mâncava așa. Noi poliția. Poftiți, intrați înăuntru. Intrați, domnule, înăuntru. Vă salut. Salut. E un loc pe scaun, două secunde, și băieți sunt tot din... tot așa, ca și tine, au venit acum să fie loc. Un suc? Cafea? Vă rog, un pahar cu suc. Vă rog. Mersi. Cred că le spun aici, la urmă. Cafea nu vreți? E tata Nelson Mondialu. Nelson. Remus. Domnilor, îl avem și pe Remus. De unde ești, Rebuse? Din Vasule. Wow! Tot acolo vreau eu să ajung. În vizită. Este cam departe, dar în schimb... Nu-i problemă, motorină avem. Deci acolo vreau să ajung în vizită. Și ce faci la Cluj? Cu lucru. Avem o lucrare. Lucrez în domeniul construcțiilor și având... Da? Treacă pe aici, am zis că 100% trec la dumneavoastră. Foarte bine. Ai făcut foarte bine. Tata Nelson Mondialu m-a schimbat. Pe am, bă, oameni oaspeți. Nu pot să stau așa ca și... S-a adus cadou. Uite care e a ei și care e a meu sau amândouă. La alegere. La alegere. Ăsta e a tău, mami. Ăsta e a meu, mami. Ăsta e a tău. Ăla e a tău, nu știu. Și ăsta e al meu, acolo nu vă arăceau. Tata Matii. Să vină sărbătorile de primăvară. O fost starea cu revelionul. S-a terminat conferința de presă. Copiii pleacă la Timișoara. Vă salută. Prietenii pe Facebook. Toți, haideți să vă conduc. Luați-vă telefoanele să nu ziceți cumva că le-ați pierdut. Domnilor, vă dați seama de eram fetiță, cam câtă lume vine la mine. Bărbați, mâncau azi. Sunt bărbații. Ha? Deschideți ușa voi. Așa. Nelson vă salută și vă urează bon voiaj. Mulțumim de primire, o seară frumoasă. Forță și sport cu vite. Prietenilor, salut, îmi pare bine că am văzut. Toate cele bune. Ok, prietenilor. Ție, tata Nelson Mondialu. Ceau, ceau. Ceau. Domnilor, după cum vedeți, prima fază s-a încheiat. Așteptăm și pe alții. Așteptăm. Am primit mățișoare, am primit cadou și eu tot nu vă arăt ce am aici. Eu tot nu vă arăt ce am aici. Tata că-i bandit. Iau!